Bine ați venit la întâlnirile aer curat. Din păcate, vă spun dintr-o sală goală, și mă aflu în spatele unui ecran, la fel cum și voi urmăriți acest videoclip, tot de pe un ecran, fie că e telefon, iPad, tabletă, laptop. Din nefericire, nu suntem împreună să ne bucurăm de momentele astea. Am stat mult pe gânduri, ne-am rugat, am cântărit bine situația și cred că cel mai înțelept este să ne întâlnim în mediul online. Astfel încât astăzi, o lună mai târziu față de data inițială pe care o stabilisem, începem întâlnirile aer curat. Cei mai mulți dintre voi sunteți plecați din Cluj, probabil că ne urmăriți de acasă, dacă sunteți studenți, dacă nu, ne urmăriți de acasă din Cluj, însă ideea este că vom folosi tehnologia anul acesta ca să putem să facem ceva din întâlnirile aer curat. Vrem să studiem împreună, vrem să creștem împreună. Vrem să ne rugăm împreună, vrem să ne zidim unii pe alții și vom face lucrul acesta în felul următor. Probabil că o dată pe lună vom avea un mesaj filmat și un mesaj care va fi trimis la voi, iar în celelalte trei săptămâni, în grupurile voastre mici în care deja sunteți, cei care sunteți din Cluj sau că sunteți la depărtare, vă veți întâlni din nou fizic sau virtual conform legii și conform posibilităților și vom studia împreună o carte astfel încât să putem să creștem împreună în calitate, nu atât de mult în cantitate. Pandemia asta ne-a pus la încercare pe toți, toate bisericile, toate întâlnirile de tineret, astfel încât vom folosi la maximum ceea ce ne oferă tehnologia, însă vom rămâne ancorați în cuvânt, încercând să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Am stat mult și m-am gândit ce aș putea să vă vorbesc și ce aș putea să vă încurajez, ce aș putea să vă spun din scriptură, astfel încât să folosim timpul ăsta în izolare, în autoizolare, în distanțarea asta fizică, nu atât de mult socială, astfel încât să folosim timpul și să creștem. De multă vreme stăm și ne frământăm cum putem să creștem în spiritualitatea noastră, în dedicarea noastră față de Dumnezeu și am fi vrut anul acesta să facem multe lucruri. Din martie nu ne-am mai întâlnit, din nou nu ne-am întâlnit acum în octombrie, însă aveam multe ieșiri, multe excursii, multe misiuni chiar, pregătite ca să putem să zidim în noi și în jurul nostru o lucrare care să-L slăvească pe Dumnezeu și mai ales să-I aducă pe alți tineri la Dumnezeu. Așa că aș vrea să vorbim despre chemarea noastră. Aș vrea să înțelegem ce înseamnă chemarea, aș vrea să studiem toamna aceasta și primăvara care vine, tot ceea ce înseamnă chemarea noastră de ucenici a Lui Hristos, și în seara asta aș vrea să dăm drumul la acest, acest subiect. Ei bine, aș vrea să citesc un text din Scriptură și apoi aș vrea să ilustrez câteva lucruri, astfel încât să stârnesc niște discuții între voi. Dacă am fi fost aici în sala asta împreună, așa cum știți deja, ar fi fost dialogul în toi. Am fi fost probabil împărțiți în jurul meselor și am fi avut întrebări pe care să le dezbatem împreună. Am fi avut discuții între noi și am fi încercat să descoperim ce are Dumnezeu să ne spună împreună. Așa că ce voi face în minutele următoare este să citesc un text din Scriptură și apoi să vă ghidez puțin în direcția studiului, astfel încât în grupurile voastre mici să puteți să dezbateți mai mult și să găsiți aplicația pentru fiecare dintre voi personal. Haideți să spunem o rugăciune scurtă și apoi să ne îndreptăm atenția către Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne Tată, îți mulțumim că suntem încă în viață, îți mulțumim că putem să ne apropiem de tine și Doamne, îți mulțumim că putem să folosim atât de mult timp liber câștigat prin pandemia asta ca să te cunoaștem pe tine mai mult. Te rugăm frumos, nu ne lăsa să devenim prea confortabili, nu ne lăsa să ne obișnuim cu această distanțare socială și distanțare de biserică. Doamne, te rugăm frumos să ajută ne să putem să te cunoaștem mai mult în momentele astea de stat acasă și de folosit timpul în alte scopuri decât călătorii și întâlniri cu prietenii și te rugăm frumos în seara asta stârnește din nou, stârnește din nou în noi acel foc, acea dorință să te cunoaștem mai bine. Te rugăm frumos să ajute-ne la asta în numele Domnului Isus. Amin. Așadar, haideți să ne uităm în Matei și în seara asta ne vom îndrepta atenția în Matei 11, de la versetul 20 până la versetul 30. Îl citesc și eu, dacă ieși tu și mă urmărești pe internet, Tare, te-aș ruga să scoți Biblia, să o deschizi, să iei un pix în mână și poate vrei să-ți notezi anumite lucruri pe care le vei, le vei auzi. De ce? Fiindcă aș vrea să te la textul ăsta împreună cu prietenii tăi și să poți să studiezi împreună cu ei ca să vă dați un imbold unii altora și să creșteți în ceea ce înseamnă slujirea voastră în toamna asta și în primăvara care vine. Astfel încât când scăpăm de pandemie și putem să ieșim în lume, să putem să slujim pe Dumnezeu cu tot ceea ce ne dă nouă. Țineți minte, mulți dintre voi am studiat deja ce înseamnă daruri spirituale, am învățat ce personalități avem. Hai să le punem pe toate împreună și să ne pregătim pentru acel moment în care putem să ieșim în sfârșit și să ne comportăm în mod natural, fără aceste restricții. Așadar, Matei 11, la versetul 20. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile Lui, pentru că nu se pocăiseră și deja vreau să trag un semnal de alarmă. Gândește-te dacă tu ești copil al Lui Dumnezeu și Dumnezeu până în ziua de astăzi a făcut minuni în viața ta, până la simpla minune sau nu atât de simpla minune că nu ești bolnav. Sau dacă ai fost bolnav, ai avut o formă ușoară, Gândește-te ce înseamnă minunea asta, coroborată cu poate lipsa pocăinței tale. A început să-i mustre pe aceea din cetățile în care fusese făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Gândește-te la lucrul ăsta și lasă acolo în spatele minții tale să te macine gândul ăsta. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în tir și zidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mult mai ușor pentru tir și zidon decât pentru voi. Și tu, ca pernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, i-ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținuturile Sodomei decât pentru tine. Ei bine, de la această mustrare dură, Iisus Hristos își îndreaptă atenția într-o cu totul altă direcție. Și fiți atenți! În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis... Te laud, Tată, Doamne al Cerului și al Pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe deplin pe Fiul în afară de Tatăl. Tot așa nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și acel, acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și aici urmează trei versete pe care aș vrea să le înțelegem în seara asta și aș vrea să stârnească discuția dintre noi veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu, spune Iisus, vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. De ce? Căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Ce paradoxal! Luați jugul ca să găsești o dihnă. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Gândiți-vă la ce înseamnă versetele astea pentru noi astăzi. Gândiți-vă un pic la ce înseamnă această chemare. Iisus se uită la ucenicii lui și spune, luați jugul meu asupra voastră. Însă înainte să le dea jugul, el zice, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și deja vedem primul paradox, și anume, celor care sunt trudiți și împovărați, în loc să le ridice sarcina, le dă o altă sarcină. În loc să zic că dați-mi mie jugul vostru, Iisus zice, luați jugul meu asupra voastră. Vom vedea un pic ce înseamnă lucrul ăsta. Însă ce înseamnă veniți la mine toți cei trudiți și împovărați? Ce anume ar putea să te trudească și să te împovăreze când se uită Iisus Hristos la tine, tu, Fiul al Dumnezeu, un om care umbli la biserică, un, un om care respectă o anumită rigoare a trăirii creștine? Oare nu chiar la acest lucru se referă Iisus Hristos când se uită la ucenici și le zice veniți la mine cei trudiți și împovărați? Oare nu se referă la acea povară a legalismului, acea povară dată de uh, reguli, de norme, de uh, metode, de forme, care, în loc să te elibereze și să te aducă în prezența lui Hristos, te împovărează? Dacă Isus se adresează fariseilor, dacă Isus se adresează ucenicilor care sunt de farisei, s-ar putea să fie acea oboseală și trudă. De bifat reguli, dar nu de împlinirea unei relații cu Hristos. Și invitația Lui este foarte specifică, este făcută de Isus. Gândiți-vă că Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu, vine și spune, veniți la mine. Veniți la mine, căci eu ce vă voi da vă va elibera. Eu sunt blând și smerit cu inima. Caracterul lui Hristos este esențial când stai și te gândești cine îți face um, invitația. Veniți la mine, acela căruia Iisus se descoperă, îl va vedea pe tatăl conform textului. Ce se întâmplă mai departe? Uitați-vă ce spune Iisus Hristos, veniți la mine, nu veniți după mine. În engleză e foarte interesant, come to me, rather than after me. Iisus nu ne cheamă la o urmare Lipsită de personalitate. Nu ne cheamă la o urmare a lui, ci la o umblare cu el. De aceea este foarte important să înțelegem ce înseamnă această, acest veniți la mine. Veniți la mine. Relația este extrem de importantă. Și aici, în pandemie, în această izolare, în această izolare fizică, socială, poate că e momentul perfect să te apropii de cel care poate să fie în prezența ta fără să-ți dea coronavirus. Ne distanțăm unii de alții și s-ar putea ca aceast, acest spațiu creat de distanțarea socială să fie spațiu necesar ca să înțeleg ce înseamnă veniți la mine și să mergem la el. Am dat la o parte atât de multe lucruri din viața noastră, obligați fiind de situația creată. Ce punem în loc? Oare n-ai putea toamna asta să pui în loc relația cu Isus Hristos pe primul plan? Oare nu în momentul oportun să te duci către el și să zici, da, Doamne, răspund invitației tale? Veniți la mine să umblăm împreună. Cui este făcută această invitație? Este o invitație făcută celor trudiți și împovărați. Cine sunt acești uh, oameni care trudesc și împovărează? Sunt farisei. Sunt cărturarii, sunt oameni care împovărează uh, prin legalismul, prin regulile și metodele pe care le pun pe umerii oamenilor. De ce? Pentru ca să formeze comportamente. Ei bine, de multe ori niște reguli stricte, neînțelese, niște reguli de dragul regulilor, nu formează, ci deformează comportamentul. Pe când Hristos, prin regenerarea, prin metanoia pe care o oferă, nu-și dorește, nu dorește atât de mult să formeze comportamentul cât să formeze caracterul. Și tot ceea ce urmează comportamentul izvorăște dintr-un caracter schimbat, o minte transformată. De aceea, veniți la El, veniți la Isus Hristos, toți cei trudiți și împovărați de regulile astea, fără inimă pusă acolo. Și s-ar putea să fie o povară pe care o duci cu tine. S-ar putea să fi crescut toată viața urmând niște reguli, dar nefiind transformat de o relație. Gândește la ce te cheamă Iisus Hristos. Te cheamă la o relație, nu la niște reguli. Da, sunt niște reguli care urmează din relație, dar nu înaintea relației. Și apoi textul merge înainte și spune luați jugul meu asupra voastră. Observați, în spatele meu am două modele de jug. Am un jug de un animal și un jug care poate să fie pus la două animale, unul aici, unul aici. Și am stat și m-am gândit și am mai citit și în alte părți despre jug, inclusiv în scriptură, mai avem alte exemple unde este folosit jugul, să nu te înham la un jug nepotrivit, să nu te înham cu cineva într-un jug nepotrivit, probabil că ați auzit textul ăsta la nenumărate nunți la care ați fost. Și aș vrea să stăm puțin și să ne gândim la ce înseamnă jugul ăsta pentru noi. În primul rând avem jugul cu un loc. Și foarte interesant că acest jug poate fi folosit, nu chiar acest jug, dar un jug de un loc poate fi folosit chiar și de un om, să fie pus pe umeri și pe aceste brațe, să poată să fie cărate um, greutăți. Și atunci cu ajutorul jugului duci mai ușor povara pe care o ai decât fără jug. În mod paradoxal, jugul îți face munca mai ușoară. Apoi avem acest jug de două locuri care este foarte interesant, dacă îl căutați inclusiv pe Google, nu acum, așteptați să terminăm mesajul ăsta, căutați să vedeți cum este pus el la animale, de obicei o să vedeți boi acolo în jug. Aici este o bârnă care e legată de căruță sau de car sau de plug, indiferent în la ce e folosit. Și ambele animale trebuie să tragă cu aceeași intensitate, cu aceeași forță și în aceeași direcție. Pentru că ceea ce lasă în urmă, în cazul aratului, să fie o brazdă dreaptă, ci nu una curbă. E foarte interesant um, cât de important este jugul și cine este pus în jug. Să fie două animale de forță egală. Um, însă, atunci când vorbim despre jug, atunci când vorbim despre povara pe care el o implică, luați jugul meu asupra voastră, observați ce urmează și învățați de la mine. Cu alte cuvinte, jugul ilustrează disciplina. Jugul ilustrează ucenicia, disciplina uceniciei. Să luăm jugul, adică de bună voie, gândiți-vă la lucrul acesta, animalul nu are de ales, animalul trebuie să accepte jugul pentru că stăpânul îl pune. Însă perspectiva e total diferită în momentul în care Iisus Hristos zice luați jugul meu asupra voastră. Sunteți bineveniți să nu-l luați. Însă dacă sunteți ucenici ai mei, luați jugul meu asupra voastră. Și aș vrea să stăm puțin să vedem ce înseamnă jugul de un loc. Câteva idei. În primul rând îl punem ca să ne ușureze muncă. Să lucrezi pentru Hristos, fără Hristos. Și cât de des nu se întâmplă lucrul ăsta. Să mergi să faci evangelizare fără să fii tu transformat de Evanghelia lui Hristos. Asta ar trebui să ilustreze cât de anostă este munca pentru Hristos fără Hristos. De aceea ai nevoie de jugul acesta al ascultării, al disciplinei, al uceniciei, ca munca ta să fie ușoară. Apoi, ce ar putea să mai însemne jugul ăsta? Să însemne credința, supunerea, acceptarea unui conducător în viața ta. De aceea, dacă asculti mesajul ăsta și tu încă nu-L ai pe Hristos ca Domn și Mântuitor, s-ar putea să trebuiască să începi de acolo. S-ar putea să trebuiască să zici, mulțumesc Vlad, Înțeleg despre ce e vorba. Ca să pot să înțeleg textul ăsta mai departe, ca să pot să înțeleg ce înseamnă jugul ăla și să fiu un jug plăcut, eu trebuie să fiu mântuit. Să fiu un copil al lui Hristos. Și o să vezi imediat de ce. Hai să ne dăm atenția către jugul ăsta de două, de două locuri. Câteva întrebări sunt fundamentale și aș vrea să ne axăm pe aceste patru întrebări ca mai apoi să mergeți în grupurile voastre și să discutați aceste patru întrebări. În primul rând, cu cine ești chemat la jug. Dacă sunt două locuri în acel jug și ție ți se spune, luați jugul meu asupra voastră, cine este lângă tine? A doua întrebare, pentru ce să stai în jug? Care-i scopul statului în jug? A treia întrebare, pentru cât timp? Este doar o perioadă? Este un bootcamp? Este uh, o perioadă așa ca la armată sau este ceva mai lung? Și într-al patrulea rând, de ce să stau în jug? Hai să vedem prima întrebare. Cu cine ești chemat la jug? Observați ce ne spune textul. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Cu alte cuvinte, invitația de a veni în jug, de a accepta jugul, este făcută de Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Atenție, nu este făcută de Isus Hristos un oarecare învățător, ci este Fiul lui Dumnezeu, este revelația pe pământ de la Dumnezeu și El vine și ne spune, învățați de la mine. Cine este Isus pentru tine? Și mă întorc la întrebarea făcută mai devreme. Dacă Isus Hristos este Domnul și Mântuitorul tău și pun accept pe, accent pe Domnul tău, adică conducătorul vieții tale, nu prea ai de ales decât să accepti jugul pe care El ți-l oferă întrebarea este, unu, este Iisus Hristos Domnul vieții tale? Și doi, știi ce înseamnă pentru tine jugul lui? Și observați ce spune mai departe. Și învățați de la mine. Asta mă duce către a doua întrebare, pentru ce să stai în jug? Ca să înveți de la el. Dar hai să ne întoarcem înapoi la cu cine ești chemat la jug. Cine este Isus pentru tine? Într-al doilea rând, ce a făcut El pentru tine? Pentru că dacă stai și cântărești bine ce a făcut Isus Hristos pentru tine, pentru viața ta, pentru mântuirea ta, îți vei da seama că nu ai de ales și nu o vei face din obligație, ci o vei face din dragoste pentru El. Și asta nu poate să mă decât cineva care experimentează aceste lucruri. Tare m-aș dori să fiu împreună cu voi în, sal în sala asta și să putem să dialogăm și să putem să măcinăm lucrurile astea. Însă mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt să te macini acolo unde ești acasă și asculți mesajul ăsta. De ce? Ca să Poți să meditezi la cine este Isus Hristos pentru tine și cine este El ca să te cheme să iei jugul Lui și să înveți de la El. Cine este Isus pentru tine, ce a făcut El pentru tine. Și apoi ce implicații are pentru tine, cine este El și ce a făcut El pentru tine. Te rog frumos, meditați la lucrurile astea. Poate vrei să ți le notezi, poate vrei să te mai gândești la lucrurile astea, poate vrei să discuți cu niște prieteni, să vezi cine este pentru tine Isus Hristos. Întreabă-i pe ei cine este Isus pentru ei. Și lasă-l pe el să-ți transforme inima și viața. Isus este Fiul lui Dumnezeu. Tu ești chemat de către Fiul lui Dumnezeu în acest jug. Un lucru pe care aș vrea să-l ții minte la întrebarea următoare: pentru ce să stai în jug este să înveți de la el. Și aș vrea să. Meditezi puțin la următoarea întrebare. Când și cât ai învățat tu de la Isus? Te o vreodată chiar așa, anul ăsta ce am învățat de la Isus? Poate ești credincios de un an, de doi, de cinci, de zece, de cinci ani, botezat, vii la biserică în fiecare duminică. fă tu o autoevaluare. Ce am învățat de la Isus în ultimul an? Și mă tem că unii dintre voi veți spune, mă tem că nimic. Ce spune asta despre relația ta cu Dumnezeu? Ce spune asta despre relația ta cu Biserica? Apoi, puneți altă întrebare. Ce ar fi trebuit să învăț? Unde sunt rateurile din viața mea și de ce am avut acele rateuri? Oare nu din cauza faptului că n-am învățat la vreme ce trebuia să învăț și învățătura este acolo disponibilă, doar că nu m-am dus să mi-o însușesc? Pentru ce să stai în jug? Ca să înveți de la Isus Hristos. Și asta este rolul uceniciei. Rolul uceniciei este să te facă asemenea celui căruia îi ești ucenic. Vedeți, noi în cultura asta contemporană nu mai practicăm ceea ce se numește ucenicia și rău facem. Este un, este un lucru biblic, este o disciplină pe care trebuie să o experimentăm cu toții. Ei bine, lipsa uceniciei duce la calitatea credinciosului aproape deplorabilă. De ce? Pentru că nu mai practicăm ucenicia, nu mai practicăm statul în jug, nu mai practicăm ceea ce ar însemna umblarea zilnică, cu cineva de la care să învăț cum să fiu un credincios autentic. Ce să învăț? Tocmai asta. Slujirea, ascultarea, supunerea, munca, slujirea, slujirea, slujirea. De ce să învăț lucrurile acestea? Pentru că este parte din natura ucenicului, Fiului lui Dumnezeu, a unui ucenic născut din nou. Și cum să învăț? Exact prin ceea ce implică jugul. Și anume, repetare, repetare, repetare. Pentru cât timp? A treia întrebare? Uitați-vă ce spune textul aici. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că ce eu sunt blând și smerit cu inima. Și asta e foarte fascinant pentru mine. Caracterul slujirii, adică cât de mult mă bucur de această slujire pe care eu o practic cu costuri și cu oboseală, caracterul slujirii e dat de cel pe care îl slujești. Atenție! Caracterul slujirii e dat de cel pe care îl slujești. Dacă slujești pe Dumnezeu, dacă slujești pe Hristos, caracterul acelei slujiri e dat de caracterul celui pe care îl slujești. Eu sunt blând și smerit cu inima, adică te vei bucura că slujești lucrurile acestea, că faci lucrurile acestea în slujire. Și vreau să vă dau o ilustrație care s-ar putea să o strânjenească pe uh, una dintre uh, lidele de la noi de la tineret. Într-o masă, eram la, uh, la birou și trebuia să cărăm din mașina ei până la noi sus în birou niște cutii. Erau ale altei fete și trebuia să le cărăm ca să fie depozitate pentru o vreme acolo la noi la birou. Și m-am dus, am ajutat-o, le-am pus în lift, le-am pus în apartament, după aceea era să merg. Am fost câteva ture de dute vino. Și am întrebat-o pe Adelina, Adelina, de ce faci lucrurile astea? Cum, cum îți place să te bagi în lucrurile astea și să ajuți în felul acesta? Și mi-a zis ceea ce pentru mine a fost un duș rece. Și a zis, Vlad, asta e slujirea. Și ea o făcea cu bucurie, pentru că știa pe cine slujește. Nu slujea pe acea persoană pe care o ajuta, ci îl slujea pe Dumnezeu. Ei bine, pentru mine a fost un duș rece și tare m-aș bucura cu toții să experimentăm ceea ce înseamnă slujirea, munca aceea pentru Iisus Hristos, de dragul Iisus Hristos, fără să așteptăm răsplata, pentru că facem din dragoste și nu pentru răsplată. Pentru cât timp aici eram la întrebarea a treia? Și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. La ce te duce mintea când zice o dihnă pentru sufletele voastre? Oare nu înseamnă o până în veșnicie? cred că asta e chemarea noastră a celor care spunem că suntem creștini. O ucenicie până în veșnicie. Să fim ucenicii lui Hristos, să purtăm jugul acesta până când ajungem în odihna lui. Un animal pus în jug nu este pus în jug astăzi ca să nu mai fie pus în jug toată viața lui. Ci scopul viața acelui animal, scopul pentru care a fost cumpărat este să stea în jug. Dacă coroborăm aceste două imagini, înseamnă că noi ar trebui să purtăm acel jug al slujirii Toată viața noastră de credință. Adică până când vom fi luați de pe Pământul acesta. Pentru că ucenicia nu este o muncă continuă, ci este parte din identitatea noastră care este continuă. De ce? Și aici aș vrea să mă apropii de final. De ce să iau jugul ăsta? De ce să-l port asupra mea? De ce să-l pun pe mine? De ce să mă împovăresc cu el? Pentru că jugul meu, zice Isus, este bun și sarcina mea este ușoară cât de interesant. Adică punem un juc pe noi fiindcă este bun. Și aici acest bun, cherestos, poate să însemne bun în sensul că este bine făcut, nu îmi provoacă bătături, se așează bine pe umeri, sau poate să însemne bun pentru că persoana care îl pune pe mine este o persoană bună. Ei bine, cred că ambele sunt potrivite. Luați jugul meu asupra voastră, spune Isus, pentru că jugul meu este bine făcut, vi se potrivește. Munca la care vă chem, slujirea pe care vreau să o faceți, chemarea pe care vă dau este potrivită vouă 100%. Și aici aș vrea să deschid subiectul chemării voastre, a fiecare dintre voi. Care este chemarea voastră în slujba lui Hristos? Și despre asta aș vrea să fie toamna aceasta și primăvara care vine. Dacă jugul este perfect croit după mine, înseamnă că trebuie să-mi identific jugul. Ce anume trebuie eu să fac? Și caracterul lui Iisus face ca jugul să fie bun. Slujirea să fie bună, ușoară. De ce? Pentru că o facem pentru Iisus. Și gândiți-vă voi de câte ori vă treziți făcând anumite lucruri dificile care vă costă, dar pentru că îndrăgiți persoana pentru care le faceți, nu simțiți nici dificultatea și nici costul. Și să puteți să faceți exact același lucru pentru o persoană de care nu vă este drag și să vă plângeți, să bombăniți, să nu vă convină. Observați cum calitatea, caracterul slujirii e dat de cel pe care îl slujești. Ei bine, la ce vă chem și la ce vreau să vă stârnesc este să slujim pe Iisus Hristos împreună. Și acea slujire n-ar trebui să producă scrâșnete bombănit prin tendință. Vă provoc să cântăriți bine lucrurile astea. Vă provoc să vă uitați în oglinda cuvântului și să vă dați seama dacă sunteți copilul lui Hristos. Și dacă sunteți copilul lui Hristos, să căutați jugul ăla, să spuneți unde vreau să-l duc și eu. Și la asta aș vrea să lucrăm împreună. Observați cum uh, punem în balanță povara regulilor de la început cu povara relației, ghilimele. Dacă povara regulilor este grea și ascultarea este de literă, dincoace povara relației, ghilimele, povara relației este ușoară pentru că ascultarea este de o persoană, nu de o literă a legii. De aceea jugul meu e bun, spune. De aceea nu deranjează și de aceea trebuie purtat. Nu că e confortabil, ci pentru că face parte din chemarea noastră. Ei bine, Sper că v-am strânit cel puțin curiozitatea. Am spus câteva lucruri cheie. Am spus despre disciplina uceniciei. Am vorbit despre bucuria slujirii. Am vorbit despre ascultare, despre supunere, despre statul în jug, în mod repetitiv, până la capătul vieții. Aș vrea lucrurile acestea să le, să le discutați în grup. Și ce aș vrea să faceți este să stați unii împreună în prezența altora dacă sunteți în acea poziție ori pe Zoom și aș vrea să vă gândiți la ce anume vă cheamă Dumnezeu în mod specific. Care este chemarea pe care voi ați simțit-o din partea lui Dumnezeu? Vom discuta despre lucrurile acestea și pentru asta, anul acesta vom studia cartea asta. Chemarea ta descoperă și împlinește scopul principal al vieții tale. Este o carte superbă prin intermediul liderilor voștri de grup mic, o să ajungă și la voi. Însă ce vom face este să citim cartea aceasta împreună toamna aceasta și primăvara viitoare, unu, două capitole pe săptămână și apoi veți vedea că la capitolul fiecărui capitol sunt câteva întrebări de studiu. Ei bine, vom trece prin acele întrebări de studiu în speranța că la sfârșitul citirii cărții, la sfârșitul parcurgerii textelor din Scriptură, vom fi o mână de oameni gata să punem mâna și să muncim pentru Isus Hristos și pentru numele Lui, pentru slăvirea numelui Său. Tare mi-aș fi dorit să fim împreună, însă cred că putem să folosim foarte înțelept timpul care ne este înainte. Să nu lăsăm să treacă nefolosit și să ne adâncim în Scriptură, în cărți de calitate și împreună să devenim mai mult asemenea Lui Hristos și să purtăm cu bucurie jugul Lui Hristos. Domnul cu voi săptămâna asta, ținem legătura prin grupurile mici, pe grupurile de WhatsApp și nu uitați să aruncați câte o privire pe pagina noastră de Facebook ca să vedeți încotro ne mișcăm și care sunt următoarele întâlniri, fie că sunt online, fie că sunt pe Zoom, fie că sunt în grupurile mici, fie că sunt întâlniri de Zoom plenare, noi cei care mergem împreună la întâlnirile aer curat. Voi încheia cu rugăciune și apoi vă urez ca Domnul să fie cu voi săptămâna care urmează. Doamne Tată, îți mulțumim pentru această pseudo-întâlnire de aer curat. Îți mulțumim, Doamne, că cuvântul tău poate să fie predicat chiar și în pandemie și îți mulțumim, Doamne, pentru oamenii care stau în spatele ecranelor și ascultă cuvântul tău. Te rugăm frumos în continuare să ne vorbești tu, te rugăm frumos ajută-ne să ne concentrăm atenția către uh, acele lucruri pe care n-am putut să le facem din prea multe lucruri pe care le făceam și, Doamne, în perioada care vine, te rugăm frumos îndreaptă-ne în atenția către cărți bune, către discuții bune și mai ales către cuvântul tău. În numele Domnului Sus, amin.